În vara sărbătorim învierea Mântuitorului Iisus Hristos și drept urmare am ales un subiect specific de ce a murit și cum a înviat Iisus Hristos. Țările de religie catolică sărbătoresc învierea Domnului duminică 4 aprilie, este duminica care urmează. Cele de religie ortodoxă din răsărit sărbătoresc peste aproximativ o lună învierea Domnului, mai precis în 2 mai. Așa că fiind în săptămâna mare în țările de religie catolică, M-am gândit să vorbesc despre moartea Mântuitorului, de ce a murit Iisus Hristos și despre învierea sa glorioasă, enigmatică, supranaturală și cum a înviat El. Întruparea, moartea, învierea și înălțarea la cera Mântuitorului Iisus Hristos uh, sunt unele dintre cele mai enigmatice evenimente din istoria omenirii. Nimic nu a marcat mai mult viețile noastre și societatea omenească ca și viața umană a lui Hristos și, de asemenea, religia creștină. Biblia este singura carte inspirată de Dumnezeu care răspunde la întrebările fără răspuns în legătură cu subiectul luat de noi în discuția în această seară. Care a fost motivul ce a determinat venirea lui Hristos pe pământ și moartea lui pentru păcatele noastre? Răspunsul Bibliei este categoric. Caracterul lui Dumnezeu. Asta înseamnă dragostea sa și dreptatea sa. Apostolul Ioan surprinde dragostea lui Dumnezeu în interiorul căreia s-a născut inițiativa restaurării omului păcătos. În Ioan 3,16, binecunoscutul verset spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. În prezența acestei iubiri neînțeleasă de noi, Iubire care a inițiat iertarea, apare dreptatea divină care cere să se găsească o metodă prin care pedeapsa meritată de oamenii vinovați din cauza păcatului să fie asumată și plătită. Așa s-a născut nevoia pentru împlinirea căreia Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în calitate de Mântuitor, de Mesia, să plătească în locul oamenilor ca să fie o ispășire pentru ei. Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, ispășire înseamnă răscumpărarea unei greșeli prin suferință sau suferință pentru o faptă comisă de o altă persoană. Atunci când vorbim despre ispășire, ne gândim la necesitatea acesteia, cât de necesară este și de ce. Trebuie să precizăm încă de la început că Dumnezeu nu a avut nicio obligație ca să mântuiască oamenii păcătoși. Dovada este faptul că pe îngeri de pildă, care au căzut în păcat asemenea oamenilor, Dumnezeu nu i-a iertat. În 2 Petru, capitolul 2, apostolul inspirat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt a scris, Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc. Rugăciunea Mântuitorului din Ghețimani explică faptul că nimeni nu a putut să mântuiască omenirea, cu excepția morții sale înlocuitoare. El spunea în rugăciunea sa, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Pe drumul spre Maus, Domnul îi întreabă pe ucenici, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Epistola către evrei confirmă acest adevăr atunci când spune, el a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi un mare preot milos și vrednic de încredere, făcând ispășire pentru păcatul oamenilor. Când Dumnezeu a vrut să-i mântuiască pe oameni, a trebuit să-l trimită pe Hristos să suporte pedeapsa vinovăției acestora. Pavel spunea în Roman capitolul 3 să-și arate neprihănirea în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Atunci când vorbim despre ispășire de necesitatea acesteia, se cade, să spunem, două cuvinte și despre faptul că cel care făcea ispășirea trebuia să fie o persoană care trebuia să se califice pentru rolul de ispășitor. Învățătura din Vechiul Testament cu privire la mielul jerfit pentru ispășirea păcatelor oamenilor consta în faptul că el trebuia să fie fără cusur. Mielul lui Dumnezeu, după cum spunea Ioan Botezătorul când l-a privit pe Hristos la Iordan, mielul lui Dumnezeu în persoana lui Isus Hristos trebuia să fie o persoană fără păcat. Din acest motiv, întruparea sa pe pământ, nașterea sa a fost prin fecioară. Scriptura menționează faptul că Isus a fost conceput în pântecele Mariei, o fată virgină la momentul acela, prin acțiunea miraculoasă a Duhului Sfânt. Iată miracolul. Prin acțiunea miraculoasă a Duhului Sfânt. Fără prezența unui tată uman. Nașterea lui Isus Hristos a fost așa, spunea evanghelistul Matei. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca ei să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Vorbirea aceasta nu face sens în mintea noastră, pentru că, după logica noastră limitată de oameni, noi nu înțelegem cum poate o fată fecioară să rămâne însărcinată sub acțiunea Duhului Sfânt. După ce a vorbit mai întâi Mariei, un alt înger s-a adresat lui Iosif, logodnicul acesteia, explicându-i. I-a spus, nu te teme să iei la tine pe Maria, pentru că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Importanța doctrinară a nașterii din fecioară este văzută în câteva aspecte esențiale. În primul rând, e arată că mântuirea trebuia să vină de la Dumnezeu. Este o lucrare supraomenească, săvârșită de Dumnezeu și niciodată neputând fi făcută de un om. Apoi, nașterea din fecioară a făcut posibilă unirea unei divinități depline cu o umanitate deplină într-o singură persoană, Isus Hristos Mântuitorul. Apoi, umanitatea și divinitatea lui Isus nu sunt amestecate și sunt unite astfel că niciuna și nici alta nu-și pierd identitatea. În unele situații, Domnul a acționat conform limitărilor umane, în altele a acționat conform puterii dumnezeiești. În ambele situații, Mântuitorul a acționat potrivit persoanei sale, pentru că, deși avea două naturi, el era o singură personalitate. Apoi nașterea din Fecioară permite de asemenea ca adevărata umanitate a lui Hristos să nu moștenească păcatul. Prin naștere, orice ființă umană a moștenit o vină legală și o natură coruptă de la primul părinte, Adam, acesta numindu-se păcatul originar. Prin faptul că Mântuitorul nu a avut un tată uman, linia genealogică din partea lui Adam a fost întreruptă. În felul acesta, Domnul Mântuitorul s-a calificat să devină Mântuitor, fiindcă era fără păcatul adamic sub incidența căruia se naște orice muritor. Apoi, limitele și slăbiciunile omenești. Isus a avut un corp uman, uneori a fost flămând, altor insetat, deseori obosit. Trupul Mântuitorului, înainte de înviere, a fost ca al oricărui muritor, iar după înviere și-a păstrat caracteristicile umane, cu carne și oase, genul de trup în care va învia și Sfinții, care vor învia și Sfinții la revenirea Domnului în acel trup s-a înălțat la cer. Uh, Luca spune în cartea sa, cea de-a doua, faptele apostolilor, capitolul 1, versetul 9, pe când se uitau ei la cer, el s-a înălțat și un nor l-a ascuns de ochii lor. Apoi, Isus a avut o minte umană. Scriptura ne spune că el creștea în înțelepciune, ca oricare al copil și adolescent. Acest proces de învățare a fost o parte a umanității vieții lui Isus Hristos. Isus a avut un suflet uman, a avut emoții umane. Afirmația este susținută de versete din Scriptură care surprind tulburarea sufletească a Mântuitorului. Aduceți-vă aminte de momentele din Ghețimani când El a spus Acum sufletul meu este tulburat, rugați-vă împreună cu mine. Cuvântul tulburat folosit în aceste versete e tradus din grecescul taraso, un cuvânt folosit pentru oamenii îngrijorați sau oamenii surprinși de pericolele vieții. De asemenea, domnul a avut emoții umane. S-a mirat de credința sutașului, a plâns la moartea lui Lazar, s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi, după cum spune Cartea Evrei, capitolul 5. Contemporanii lui Isus l-au văzut doar ca om, probabil pe la jumătatea misiunii sale, după ce făcuse așa de multe minuni, semne, supranaturale, oamenii se întrebau cu privire la originea puterii manifestată prin acțiunile lui. De unde are el, întrebau ei, înțelepciunea pentru a face minunile acestea? Nu e el fiul templarului, Nu e Maria mama lui? nu sunt frații lui, Iacov, Iosif și ceilalți? Tinerii cu care noi am copilărit, am tinerit, din aceste afirmații înțelegem uh, că vecinii, concetățenii Domnului, înțelegeau faptul că în primii 30 de ani din viața sa umană, el, ei l-au cunoscut ca un om obișnuit. Însă ce s-a întâmplat cu el, că pur și simplu acum este o altă persoană, are puteri supranaturale. A fost așa de uman pentru frații și cunoscuții lui, atunci când el a făcut minuni, ei nu înțelegeau cu ce putere le face. Încă un lucru caracteristic Mântuitorului e faptul că el nu a avut păcat. Așa cum spuneam, Mântuitorul nu putea să aibă păcat și în același timp să ierte pe alții de păcat. Deși Noul Testament ne explică faptul că Isus a fost un om ca toți oamenii, ne pune și faptul că Mântuitorul nu a făcut niciun păcat. Ba chiar Cartea Evrei în capitolul 4 spune, el a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Domnul i-a întrebat pe ucenicii săi, cine dintre voi mă poate Dovedi că am făcut păcat. Imaginați-vă ce riscantă era afirmația aceasta făcută într-un grup mare de oameni. Chiar și Pilat a concluzionat în urma investigațiilor făcute: Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Luca numește pe Domnul Isus în cartea sa, faptele apostolilor, Sfântul și Neprihănitul. Pavel încearcă să explice faptul că Mântuitorul și-a asumat păcatul omenesc în fața lui Dumnezeu. Se exprimă cu mare grijă evitând riscul înțelegerii greșite că Isus ar fi făcut păcat. De aceea în Roman capitolul 8 el spune Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina, din cauza acestui păcat pe însuși fiul său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Petru, din potrivă, îl prezintă ca pe mielul fără cusur și fără prihană. El îl vede pe Hristosul care a murit ca pe cel neprihănit pentru cei nelegiuiți pentru ca să-i poată aduce la Dumnezeu. Observând puritatea Mântuitorului, proclamată în Noul Testament, e de folos să menționăm că ispitirea din pustie a avut tocmai rolul să-l compromită prin păcat și să-l descalifice pe Mesia, fiindcă Mântuitorul trebuia să fie fără păcat. Ispitirea a Mântuitorului a fost relativ asemănătoare cu a lui Adam și Eva în grădina Edenului, doar că Mântuitorul a refuzat până la capăt să cadă în păcat. Prin aceste trei forme de ispitire, Mântuirul a câștigat capacitatea de a ne înțelege pe noi. Ar fi putut Isus să păcătuiască? Da. Dacă Domnul nu putea să păcătuiască, înseamnă că ispitirile nu au fost reale în ceea ce îl privește pe el. În același timp, Biblia spune, Dumnezeu nu poate să fie ispitit ca să facă răul. Probabil că cel mai bun răspuns este cel care afirmă faptul că în natura sa divină Hristos nu putea fi ispitit, în concluzie nu putea să păcătuiască, însă în natura sa umană putea fi ispitit și putea să păcătuiască, însă el nu a păcătuit. De ce a fost nevoie de o umanitate de plină a lui Iisus Hristos? Domnul s-a făcut om pentru ca el să vin în mijlocul oamenilor cu intenția să-i mântuiască după ce va ispăși păcatele lor. Cuvântul care se referă la lucrul acesta, la starea aceasta, vorbește despre faptul că în jurul anilor 85-95, când a fost scrisă prima a lui Ioan, circula prin biserici o erezie numită docetism, care nega umanitatea lui Isus Hristos. Orice punct de vedere care afirmă că Mântuitorul nu a fost cu adevărat om, ci doar părerea că este un om se numește docetism. Ei bine, în spatele acestei învățături stă presupunerea că lumea materială este rea, din acest motiv Hristos nu se putea asocia cu răul din lumea umană. Trebuie menționat că niciun lider proeminent al bisericii creștine nu a susținut învățătura aceasta. Ioan fiind conștient de rătăcirea docetismului, a scris în prima sa epistolă, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu iată dar câteva motive pentru care Mântuitorul trebuia să aibă o natură umană trebuia să aibă o natură umană pentru a manifesta o ascultare reprezentativă Hristos a fost reprezentantul rasei umane înaintea lui Dumnezeu și el a ascultat în locul nostru acolo unde Adam a căzut uh, Pavel spunea, după cum printr-o singură greșeală a venit o sânda care a lovit toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. El continuă și explică, după cum prin neascultarea unui singur om cei mai mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mai mulți vor fi făcuți neprihăniți. Om Adam, celălalt om Hristos, al doilea Adam. Asta spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea, Adam, a fost făcut un dătător de viață, un duh dătător de viață. Apoi, nu doar să aibă o ascultare reprezentativă, ci să fie o jerfă substitutivă. Dacă Isus n-ar fi fost om, n-ar fi putut mori în locul nostru și nici nu ar fi putut plăti pe noastră în fața lui Dumnezeu. Cartea evrei spune negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot. El nu ar fi putut să se asemene cu noi în toate lucrurile dacă nu ar fi fost om și dacă nu ar fi avut o natură umană, 100% și o natură divină, 100% în aceeași personalitate numită Isus Hristos. Isus numele lui, Hristos, fiind poziția sa. Apoi, în al treilea rând, el a avut o natură umană pentru ca să fie mediator între Dumnezeu și oameni. Oamenii au avut nevoie de un om, de un mediator uman ca să-i reprezinte în fața lui Dumnezeu. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, spunea Pavel lui Timotei în prima sa epistolă, capitolul 2. Nu în ultimul rând ca să împlinească scopul original al lui Dumnezeu pentru om și să stăpânească peste creație. Ca să fie exemplu și modelul nostru ca un stil de viață. Noi avem nevoie de modele. Noi, oamenii, ne construim viața pe baza modelelor pe care le avem. Ca să fie un model pentru trupurile noastre răscumpărate. Ca să simpatizeze cu noi ca mare preot. În timp ce se înălța la cer de pe muntele Măzilinilor, Îngerile a explicat ucenicilor, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va reveni în același fel cum îl vedeți acum ridicându-se la cer. Ei bine, atunci când vorbim despre ispășire, ar fi bine să spunem câteva cuvinte despre natura ispășirii. Din acest punct de vedere, există două aspecte ale lucrării Mântuitorului. Ascultarea lui Hristos în locul nostru, și aceasta e o ascultare activă. În calitate de reprezentant al nostru, Hristos a ascultat atât de cerințele legii lui Dumnezeu, cât și de voia lui Dumnezeu. Ca să câștige dreptatea în locul nostru, Hristos a trebuit să trăiască o viață perfectă. Pavel spune în în capitolul 5, cuvintele pe care le-am spus, dar le repet, după cum prin neascultarea lui Adam, cei mai mulți am fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea lui Hristos, cei mai mulți vom fi făcuți neprihăniți. Hristos nu a trebuit doar să moară în locul nostru. Atenție, nu doar să moară, ci să trăiască o viață de ascultare ca să câștige dreptatea în locul nostru. Tocmai de aceea, după ce s-a botezat Hristos, a spus, așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. De ce trebuia el să se boteze? Apoi suferințele lui Hristos în locul nostru, asta este ascultarea pasivă. Hristos a luat asupra sa suferințele necesare pentru a plăti pedeapsa meritată de noi pentru păcatele pe care noi le-am făcut. Suferința pe întreaga durată a vieții sale. Aduceți-vă aminte de viața Mântuitorului. A suferit atacurile diavolului, în ispitirea din pustie, a suferit opoziția dușmănoasă și nedreaptă a liderilor, a conducătorilor evrei, a suferit nedreptatea și eșecul omenirii, a suferit la mormântul lui Lazar, a suferit lăsându-și mama în grija ucenicului său, de pildă Isaia, în capitolul 53, bine cu. Cu toții cunoaștem capitolul acesta care îl prezintă pe Hristos ca un om al durerii și obișnuit cu suferința, apoi suferința crucii. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, spune el în Matei, capitolul 27. Suferințele sale s-au intensificat pe cruce, pentru că acolo a plătit pentru păcatele omenirii. Gândiți-vă, stimați prieteni, suferințele sale care s-au intensificat acolo nu s-au intensificat doar datorită durerilor fizice, ci în mod special pentru povara păcatelor omenirii. Vă aduceți aminte când regretăm ceva foarte profund. Cât de, cât de dureroasă este starea noastră sufletească sub presiunea acelui regret? Și e vorba de un singur lucru. Dar Hristos a suferit pentru păcatele tuturor oamenilor, pentru toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile. Apoi durerea și moartea fizică. Crucificarea era extrem de chinuitoare, fiindcă tot corpul stătea agățat în cuiele care străpungeau mâinile și picioarele. Cutia toracică fiind întinsă și presată din cauza mâinilor întinse pe care se sprijinea greutatea corpului, împiedica respirația. Ori, nevoia de a respira presupunea să se împingă mâini și în picioare, eliberând în felul acesta toracele ca să poată inspira, dar această mișcare provoca o durere sfâșietoare, pentru că mâinile și picioarele, sprijini prelung greutatea corpului, pur și simplu, puneau o mare presiune pe rânile unde erau cuiele înfipte mâini și în picioare. Uh, nu o să putem niciodată înțelege pe deplin, oricât m-aș strădui eu, dumneavoastră sau oricine altcineva, să explice momentele acelea dramatice pe care Hristos și le-a asumat murind pe cruce. Însă Petru spunea, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Și Pavel spunea în Galaten, capitolul 3, s-a făcut blestem pentru noi. Noi nu putem înțelege prea mult ce înseamnă asta. Sunt niște cuvinte a căror profunzime, a căror adâncime nu le putem nu le putem pricepe pe deplin. După cum păcatul lui Adam ne-a fost atribuit nouă, ăsta e păcatul adamic, tot așa păcatele noastre i-au fost atribuite lui Hristos. Înțelegeți? După cum păcatul lui Adam, numit păcatul adamic, ne-a fost atribuit nouă, și Biblia ne spune că orice copil care se naște se naște atribuindu-se păcatul Adamic. El nu are nicio vină pentru ce a făcut Adam cu așa de multe mii de ani în urmă, dar totuși se atribuie fiecărui muritor la naștere. Ei, tot la fel. Există o delegare a vinovăției. De la Adam la orice om, dar și o delegare a vinovăției de la orice om care se pocăiește și crede în Hristos, spre Hristos Mântuitorul. El și-a asumat vinovăția păcatelor noastre și Dumnezeu i-a imputat această vinovăție, motiv pentru care a trebuit să moară. Hristos a fost abandonat. Purtând păcatele noastre, Tatăl l-a abandonat. Pentru că Habacuc spune în capitolul 1: Ochii Domnului sunt așa de curați încât nu pot vedea răul. În Ghețiman el a cerut ucenicilor să vegheze în rugăciune împreună cu el. Spunea el încercând să le explice ucenicilor prin ce stare sufletească trece sufletul meu e cuprins de o tristare de moarte. Vegheați aici și -ă, Stați aici cu mine și vegheați împreună cu mine. Rămas singur pe cruce sub povara imensă a tuturor păcatelor istoriei, părăsit de Dumnezeu, părăsit de Tatăl, Hristos a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Isus a îndurat mânia lui Dumnezeu, o mânie care se manifeste împotriva păcatului. El nu a făcut păcat, dar a luat păcatele noastre ca să ne se le poată ispăși, adică a suferit în locul altora. El a devenit obiectul mâniei și pedepsei împotriva păcatului, pe care Dumnezeu a pregătit-o încă de la primul om. Cu alte cuvinte, Pavel în Romani în capitolul 3 spune despre lucrurile acestea că Dumnezeu l-a făcut pe Hristos ispășire, adică suferință în locul altora. L-a făcut o jertfă care suportă mânia lui Dumnezeu până la capăt. Și în felul acesta Dumnezeu schimbă mânia lui față de noi în iertare. Extraordinar! Mânia lui Dumnezeu era țintită înspre noi. Fusese rămdați în urmărire generală. A apărut Hristos, a așezat el sub mânia lui Dumnezeu, în locul nostru și dintr-o dată, pentru că mânia a fost satisfăcută de cineva care a suferit, a murit pentru păcatele respective, în loc de mânie, noi am primit iertarea. Termenii grecești pentru, pentru această ispășire, jerfă de ispășire, de pildă verbul hilascomai, a face ispășire și substantivul hilasmos, folosit în aceste pasaje au înțelesul de jertfă care îndepărtează mânia lui Dumnezeu. Jertfă care îndepărtează mânia lui Dumnezeu. De ce îndepărtează jertfa aceasta mânia lui Dumnezeu? Fiindcă jertfă înseamnă suferința pentru vinovăția făcută. Lucru care satisface dreptatea lui Dumnezeu. Există multe aspecte ale morții lui Hristos. De pildă, pedeapsa a fost aplicată de Dumnezeu Tatăl. Dreptatea lui Dumnezeu a pretins ca păcatul să fie pedepsit. De asemenea, nu o suferință eternă, ci o plată completă. Dacă îmi fi ajuns noi să suferim pentru păcatele noastre, pedeapsa aceasta ar fi fost veșnică. Însă suferința lui Hristos nu a fost veșnică din următoarele motive. Ne-am fi revoltat împotriva lui. Hristos a fost capabil să suporte toată mânia lui Dumnezeu, așa cum niciun om nu ar fi putut să suporte mânia lui Dumnezeu. Apoi, semnificația sângelui lui Hristos. Sângele său este dovada exterioară că prin el s-a scurs viața atunci când a murit pentru păcatele noastre. Moartea lui Hristos a fost o substituire penală. Moartea lui Hristos a fost numită penală pentru că a purtat o pedeapsă când a murit. Pedeapsa nu era datorită la ceea ce era sau a făcut el, ci pedeapsa a fost din cauza la ceea ce suntem și am făcut noi. Moartea Domnului a fost substitutivă pentru că el a fost pedepsit în locul nostru, ne-a înlocuit în pedeapsă. Termenii din Noul Testament, care descriu diferite aspecte, aspecte ale iertării, încearcă să lămurească complexitatea lucrării de ispășire pe care Hristos a realizat-o. Noi meritam moartea ca pedeapsă pentru păcat. Noi meritam mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor pe care le-am făcut. Noi eram despărțiți de Dumnezeu din cauza acestor păcate și eram robiți de uh, diavolul prin păcatele acestea de care nu ne puteam detașa. Aceste patru situații sunt rezolvate prin moartea ispășitoare a lui Isus Hristos, prin moartea ispășitoare și substitutivă a lui Isus Hristos. Uh, există cel puțin patru moduri care explică această moarte care a rezolvat starea noastră de oameni vinovați înaintea lui Dumnezeu. Jertfa este prima. Hristos a jertfit și a ispășit păcatele noastre. Cartea Evrei, capitolul 9, spune s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Păcatul acela era al meu și al dumneavoastră. Apoi ispășirea. În 1 Ioan, capitolul 4, apostolul spune Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Apoi, reconcilierea pe care Dumnezeu a realizat-o prin Hristos, pentru că Isus Hristos a plătit prețul împăcării noastre cu Tatăl. Pavel scria în acea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, El ne-a împăcat prin Hristos cu sine, pentru că lui Hristos i-a încredințat slujba împăcării. Acest termen se referă la plătirea unui preț pentru eliberarea cuiva care este captiv. Și astăzi există acest schimb de prizonieri. Alte puncte de vedere pentru ispășire, teoria răscumpărării plătite lui Satan, sau teoria influenței morale, sau teoria Exemplului, sau teoria guvernamentală. Ei bine, sunt tot felul de alte exemple pe care le-aș putea da, însă nu este timpul să intrăm în detalii și nici nu servește într-un mod uh, foarte profund uh, subiectului nostru. Spuneam că fiind în uh, contextul celebrării, comemorării morții și învierii Mântuitorului Iisus Hristos, în țările catolice din Apus, suntem în săptămâna mare, urmează joia mare, urmează vinerea mare și apoi urmează glorioasa zi a învierii, duminică, 4 aprilie. Spuneam că o să vorbim despre de ce a murit Hristos. Hristos a murit pentru ca noi să fim iertați. Faptul că noi suntem oameni mântuiți este pentru că Isus și-a asumat vinovăția noastră, ne-a ispășit, adică a suferit pentru noi și Tatăl a primit ispășirea Lui suferința Lui, moartea și jertfa Lui ca și cum ar fi fost la noastră. Iar în loc de pedeapsă, noi am fost iertați. De aceea a murit Isus. De aceea a murit Isus. De aceea nu putem fără El. De aceea doar în numele Lui există iertare de păcat. De aceea numele Lui trebuie să ne mărturisim. Întotdeauna în numele Lui. Însă cum a înviat Hristos? Evanghelile conțin multe mărturii despre învierea Domnului Isus Hristos. Matei, Marcu, Luca și Ioan, toate patru vorbesc despre învierea Domnului Isus Hristos. Învierea Domnului nu a fost o simplă revenire la viața biologică, așa cum s-a întâmplat la învierea lui Lazar sau altor persoane asemenea lui. Biblia menționează faptul că toate au revenit la viața continuând să îmbătrânească, să se îmbolnăvească și în final să moară din nou. Ei bine, Hristos care a înviat din morți el a fost primul rod, prototipul unei învieri într-un corp nemuritor. Biblia spune că au fost situații când după învierea Domnului ucenicii l-au recunoscut, ceea ce ne dă dreptul să credem că trupul în care a înviat seamănă, semăna cu trupul său biologic de dinaintea morții pe cruce. Deși trupul lui Hristos după înviere era un trup transformat, incapabil să mai sufere, să fie slab, bolnav sau să moară, totuși era un trup material, vizibil, Hristos le-a spus în Luca, în capitolul 24, uitați-vă la mâinile mele și la picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are carne, n-are oase, cum vedeți că am eu? De asemenea, pe drumul spre Maus, a pâinea cu ucenicii. Participând la participarea la înviere a, a tatălui cât și a fiului, Afirmația aceasta este sprijinită de anumite, afir, anumite de, pasaje din Scriptură, unde se vorbește despre învierea lui Iisus Hristos. Fapte 2, Roman 6, Corinten 6, Efeseni 1 și multe alte pasaje care prezintă participarea lui Hristos în propria înviere. În Ioan în capitolul 1 spunea, Tatăl mă iubește fiindcă îmi dau viața ca să o iau iarăși. Nimeni nu, nu mi poate lua cu sila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Cel mai probabil că punctul de vedere corect este că atât tatăl cât și fiul au fost implicați în înviere. Învierea lui Hristos garantează regenerarea noastră. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos, ne învăța Petru. Noi am fost născuți din nou, această minune a schimbării noastre interioare, în învierea lui Isus Hristos. Moartea și învierea lui Isus Hristos a generat energia, puterea, dreptul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să ne nască din nou din apă și din duh. Învierea lui Hristos, în primul rând, garantează regenerarea noastră spirituală. Apoi, garantează justificarea noastră. În Roman capitolul 4, Pavel spune, Isus a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din nou pentru justificarea, pentru scuzarea noastră, pentru îndreptățirea noastră. Învindul pe Hristos din morți, Dumnezeu Tatăl aprobă lucrarea mântuitoare a lui Hristos, înfăptuită în suferință și moarte pentru păcatele noastre. În felul acesta, Tatăl afirmă că lucrarea lui Hristos e completă și că El poate să revină la viață. N-a mai rămas de plătit nicio pedeapsă pentru păcat. Totul a fost rezolvat până la ultimul cent. Pentru absolut toate s-a plătit și n-a mai rămas niciun pic de vină. Totul a făcut Hristos. El a spus, Tetele, stai, misiune îndeplinită. Pentru că Dumnezeu ne-a înviat împreună cu El, spunea Pavel în Efesien capitolul 2. Înseamnă că, în baza unirii noastre cu Hristos, declarația lui Dumnezeu de aprobare a Mântuitorului este și declarația Sa de aprobare pentru noi în Hristos, dacă suntem cu adevărat în Hristos. Încă o dată, permiteți-mi să repet vedeți că nu se poate fără el? Nu îmbunătățirea noastră, nu faptul că ne lăsăm de țigări, nu faptul că facem merite, adică fapte bune care sunt diferite de cele de până acum, toate lucrurile acestea sunt necesare, au rolul lor, dar fără Hristos nu există mântuire, pentru că noi nu putem să mulțumim, să satisfacem dreptatea lui Dumnezeu care a fost ofensată de păcatele noastre. Apoi, în al treilea rând, învierea lui Hristos garantează că noi vom învia, în trupuri perfecte, după cum Hristos a înviat. De câteva ori în Noul Testament există o legătură cauzală între vierea lui Hristos și a noastră. Pavel spunea în 1 Corinteni 6, Dumnezeu care a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi prin puterea sa. Tot prin puterea sa l-a înviat și pe Hristos. Cu aceeași putere va repeta învierea în noi. În pledoaria învierii lui Hristos și a Sfinților Bisericii se menționează că Isus este pârga celor adormiți. Pârgă înseamnă primul rod. Ați observat când un măr face mere, primul măr, primele mere care se coc, sau struguri sau orice alte fructe, sau legume, acestea se numesc pârgă. E Hristos a fost primul înviat din șirul celor care înviați fiind, vor fi înviați într-o altă natură, care îi scoate din universul vieții umane unde există boală, bătrânețe și moarte. Termenul primul rod e grecescul aparche, folosite în agricultură, spunându-ne că noi vom fi ca el. Spre exemplu, orice om care gustă dintr-un fruct știe că toate celelalte fructe vor gusta la fel ca el. Deci primul măr care se face, care se coace, va avea gustul pe care îl vor avea celelalte mere care se vor coace puțin mai târziu. Există o semnificație etică a învierii. bazată pe învierea lui Hristos, la capătul vieții de ascultare și sacrificiul Pavel ne sfătuiește pe ei atunci, adică pe contemporanii săi și de atunci pe toate generațiile de creștini până astăzi, în Corinteni capitolul 15, prea iubiții mei frați fiți tari, fiți neclintiți adică statornici sporiți totdeauna în lucrul Domnului căci o la voastră nu va fi inutilă, Cornilescu spunea zadarnică. În al doilea rând Pavel ne încurajează atunci când ne gândim la înviere, să ne concentrăm toată puterea, toată atenția, astfel încât câștigarea răsplății cerești să fie scopul central al vieții noastre. Spunea el în Coloseni, capitolul 3. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, aici se referă la nașterea din nou, la învierea omului din interior, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos la revenirea sa, viața voastră atunci vă veți arăta și voi împreună cu El, dar în slavă. A treia aplicație etică a învierii Domnului este responsabilitatea purității. Socotiți-vă morți față de păcat și vii față de Hristos. Aceasta este o afirmație vrednică de încheierea predicii mele scump prieteni, sunt mulți oameni care cred în Isus. Și fiecare dintre ei face un lucru extraordinar crezând în Isus. Însă, ascultați ce spune Scriptura. Responsabilitatea purității e asumarea fiecarei persoane care crede și s-a pocăit. Socotiți-vă morți față de păcat. Stimați prieteni, socotiți-vă morți față de păcat. Nu mai aveți nicio, nicio percepție, nicio, nicio niciun atașament. Nu mai simțiți nimic în legătură cu păcatul, dar fiți vii pentru Dumnezeu și pentru planurile sale. Reluând ideea, Pavel continuă spunând, deci păcatul să nu mai domnească peste trupul vostru muritor. Păcatul să nu mai guverneze, păcatul să nu vă mai ordone ce trebuie să faceți. Zdrobiți dependențele, trebuie să vă puteți controla viața. Trebuie să vă autocontrolați, trebuie să aveți capacitatea să vă stăpâniți de la a păcătui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, spunea Pavel în Romani, capitolul 6. Să nu mai domnească păcatul în trupul vostru. Hristos a murit și a înviat. Și noi trebuie să murim față de păcat și să înviem pentru neprihănire. Să ne detașăm de păcat, de orice înseamnă păcat să ne detașăm de orice lucru sau persoane care ne inspiră înspre păcat, care ne provoacă înspre păcat, care ne deschide mintea înspre păcat, care ne ispitesc înspre păcat. Să ne detașăm, să ne găsim un anturaj, un grup de oameni, să ne construim o viață în care ne păzim cât se poate de mult de această fiară numit păcat. Numită păcat, care pur și simplu ne smulge din nou de sub autoritatea și binecuvântarea lui Dumnezeu și ne duce în mocirla din care ne-a scos Hristos, când a trebuit să moară pe cruce pentru a ispăși păcatele noastre. Iar după ce le-a ispășit, noi am fost iertați. Să ne păstrăm această iertare. Ați observat? Dimineața ne luăm haine spălate, curate și toată ziua vrem să le avem curate. Nu ne place să umblăm murdari. Oamenii se uită la noi și ne disprețuiesc. Ei, dacă hainele noastre de pe din afară, care costă câțiva euro sau dolari, câțiva zeci de lei, este important să le păstrăm curate pentru că ele vorbesc despre cine suntem noi. Un om demn nu umblă murdar. Ei, tot la fel, trebuie să ne păstrăm sufletul curat, conștiința curată, viața curată. Și ne putem murdări prin ceea ce vedem, prin ceea ce facem, prin ceea ce gândim, prin ceea ce simțim. De aceea Pavel spune, păcatul să nu mai domnească. Nu-l mai lăsați, nu mai lăsați păcatul să vă, să vă, guverneze viața. Ieșiți de sub autoritatea lui. Nu-l mai băgați în seamă, luați-vă mintea de la el. Nu mai, nu mai implicați păcatul în, în sistemul de judecată, de valori, de priorități. Nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Fiți independenți. intrați sub autoritatea lui Hristos, a Duhului Său și a Evangheliei sale. Pentru aceasta a murit Hristos, ca noi să trăim. Pentru aceasta a înviat El, pentru ca noi să ne ridicăm din morți. Acum, din moartea păcatului. Atunci, din moartea trupului. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Aceasta este perspectiva noastră. Scump prieteni, stimați frați și surori, doamnelor și domnilor, Ridicați-vă din fatalism. Dumnezeu ne iubește. Există speranță. orice păcat ai făcut, dacă te poți pocăi, Dumnezeu te iartă. 1 Ioan capitolul 1 versetul 9: Dacă voi vă mărturisiți păcatele, dacă deci mărturisiți-vă, El e și drept ca să vă ierte de orice păcat. În limba română orice păcat înseamnă orice păcat. Atâta timp cât te poți pocăi. Atâta timp cât te poți pocăi, cât îți mărturisești păcatul, cât îl cauți pe Dumnezeu, cât îți pare rău și te întorci, Dumnezeu te iartă. Ridicați-vă din fatalism. Nu vă mai bazați mântuirea pe propriile resurse. Nu. Bazați-vă mântuirea pe puterea lui Dumnezeu pe care o proclamați și pe care o cereți continuă. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, iar la glorioasa și iminenta revenirea lui Iisus Hristos să fim cu toți. De ce? Pentru că El a murit ca să ne învrednicească. Și a înviat pentru ca să dea valoare și extindere acestei învredniciri atât peste mine, un om așa de slab și murdar, și peste dumneavoastră. Dumnezeu din cer să păstreze în noi harul acesta până la revenirea lui Isus Hristos. Amin. Scumpii mei, vă chem la rugăciune. Tată din ceruri, mulțumim pentru mesajul pe care ne-l dai din scripturi pentru gândul acesta înalt al morții înlocuitoare, substitutivă a lui Iisus Hristos. În moartea lui, el a murit moartea noastră. El a plătit păcatele noastre, datoria noastră și pe noi ne-a eliberat iertându-ne. În numele Lui Iisus, Tată, suntem copleșiți de înțelepciunea pe care o ai, ca să găsești, fără să te compromiți, o soluție de a ne ierta pe noi vinovații. Aducând un înlocuitor în moarte, pe cineva nevinovat, un miel de jerfă, dar de data aceasta mielul nu mai era un animal, ci însuși fiul tău întrupat în om. Tată, suntem copleșiți de dragostea ta. Nimeni nu ne mai poate convinge că ție nu-ți pasă de noi experiențele, oricât de dramatice ar fi ele, suferința, bol, necazuri, lipsuri, nu le vom mai interpreta că ție nu-ți pasă de noi. Pentru că ceea ce ai făcut în mijlocul istoriei, trimițându-ți fiul să ne înlocuiască în rușine, în faliment și în moarte, este suficient ca să știm că tu nu ești un Dumnezeu răzbunător, nu ești un Dumnezeu indiferent, nu ești un Dumnezeu capricios, tu ne iubești cu adevărat Tatăl. Pentru iubirea aceasta ești prețios pentru noi. Te iubim mai mult decât ne iubim ochii din cap. Ești Dumnezeul în care avem o deplină încredere, pentru că ne-ai dovedit că ești vrednic de încredere. Caracterul tău este glorios, este de-a dreptul desăvârșit și perfect. Ne putem baza pe caracterul tău, pe dragostea ta și pe dreptatea ta. Nu te mai suspectăm, Doamne, că ne părăsești, că ești rău, că ești capricios, că te răzbuni, că te uiți la meritele noastre. Ne mărturisim toate slăbiciunile și păcatele cu perspectiva părăsirii, dorind din inimă să trăim în puritate, autocontrolându-ne viața pentru ca să te urmăm slujindu-i pe alții. Îți mulțumim că ne asculți și că ne iubești. Doamne, dacă aici e fiul risipitor, care se întoarce prăbușit în inima lui, de nenorocirea în care a trăit, de mizeria în care s-a complăcut, dar vine cu căință sinceră, tu-i cunoști inima, iartă-l după cum ai promis. Dacă aici e bolnavul care s-a săturat de suferință, te rog, ridică în mila și în îndurarea ta. Dacă aici e văduva și orfanul, abandonați și fără protecție și siguranță, ridică și fii tu Dumnezeul lor. În numele lui Isus ne mai rugăm încă o dată, în starea aceasta de revoltă, de nemulțumire, de mânie, încă o dată ne rugăm pentru România, pentru Statele Unite și pentru orice țară și popor. Mulțumim că ne asculți. Mulțumim că indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, tu ești protecția și siguranța noastră deplină, până în clipa în care Hristos va veni și ne va duce acolo, unde nu mai sunt revolte și nemulțumiri. Numele tău să fie lăudat prin Hristos, Tată. Amin.